Româna. Bună ziua! Haideți să explicăm puțin ce puteți face și care sunt limitele până la urmă, pentru că lumea a zis că de acum în pixul lui Sorin Grândeanu stă cenzura. E așa? Nu e așa. Noi suntem o instituție tehnică. Ieri au venit precizări, imediat după emiterea decretului, precizări foarte binevenite din partea Ministerului de Interne, și anume, și acum știți, s-a constituit un grup de comunicare strategică. Acel grup de comunicare strategică analizează ce spuneați dumneavoastră, cei care propagă fake news-uri. În urma acelei analize, dacă se ajunge la concluzia că site-ul respectiv propagă fake news, se emite de către Ministrul de Interne un ordin, care este pus în aplicare printr-o decizie a președintelui ANCOM. Deci noi, de fapt, facem partea tehnică, urmarea unui ordin... Fără o notificare prealabilă sau e pur și simplu, bună ziua, poate un titlu e mai bombastic, că știm cum se face presa în online și în general în România și la nivel mondial, că nu o să închidă nimeni Daily Mail. Și cred că și acolo am putea să găsim o sumă întreagă de informații care nu stoc mai... care sunt, mă rog, mai... ceva mai coafate relativ, ca să fie, da. Și atunci întrebarea e, care e procedura? Notificați în primă fază pentru... poate omul a greșit, o greșeală poate să fie... Noi, în momentul în care se emite acel ordin de către Ministrul de Interne, noi suntem obligați să-l punem în aplicare. Faza de care spuneți dumneavoastră este premărgătoarea acelui ordin. Deci nu noi facem această analiză, noi doar o punem în aplicare. Bun, asta presupune că la momentul respectiv, deci dacă Ministerul de Interne solicită, practic închideți site-ul respectiv, nu mai poate fi vizualizat. Asta ar fi explicația pentru publicul larg. Da, sunt trei etape. Prima este una de analiză la nivelul acelui grup de comunicare strategică, care presupune, bineînțeles, dialogul cu deținătorul site-ului și așa mai departe. Nu știu să vă spun amănunte legate de acest grup de comunicare strategică. Dacă se ajunge urmarea acestei analize și a dialogului cu posesorul sau posesorii acelui site la concluzia că acel site trebuie închis, pentru că în mod repetat sau au propagat fake news-uri, se emită de către Ministrul de Interne urmarea acelei analize, acest ordin. Uitați că ne aflăm în situația unei stări de urgență în care Ministrul de Interne are puteri sporite. Urmarea acestui ordin către ANCOM, prin decizia președintelui ANCOM, se fac toate demersurile tehnice pentru a fi blocat acel site. Cred că e important de stabilit, domnule Grindeanu, și de explicat și ce înseamnă fake news. Pentru că poate fi, spre exemplu, nu știu, o eroare legată de cifre? Cineva care să fi adăugat 20 de cazuri suplimentare, pentru că dacă te uiți și la televiziuni, la counter-uri respective, mă refer la televiziunile de news, o să observați că... Am văzut, diferă de la... Exact, adică, de la un post, deși cifrele de la grupul de comunicare strategică sunt aceleași. Cred că se referă, cred, repet, nu e treaba noastră și n-aș vrea să-mi dau cu părerea pe ceva ce nu e treaba ANCOM-ului. Ca o părere personală, dacă vreți. Vă rog, vă rog. Este acea analiză legată de un mod repetat de a induce sau de a propaga știri false. Nu știu, dacă vreți vă dau un exemplu. Vă rog. Penurie de alimente sau se închide Bucureștiul. Au fost câteva cele cazuri. Două care s-au viralizat. E drept, alo? E drept. Intuiți că acolo a fost o sursă comună? Mi-e greu să vă spun și nici n-aș face speculații de acest tip. Am încredere, în schimb, și asta vreau să vă subliniez. Am încredere, în schimb, în analiza pe care cred că poate să o fac cât se poate de obiectiv acest grup de comunicare strategică. Și după aceea am încredere că toate deciziile de pe lanțul pe care vi le-am spus vor fi puse în aplicare. Sper să nu ajungem. Bogdan Pavel, o întrebare. De fapt că nu se va ajunge la așa ceva.
Bună ziua, domnule președinte. Cu alte cuvinte, ne confirmați că Facebook-ul, site-urile sunt urmărite destul de mulți oameni. Tocmai asta vreau să vă întreb. Cu cât a crescut traficul de date în această perioadă, dacă aveți vreo statistică? Am primit ceva, dar sunt date parțiale de la un singur operator. Există o creștere semnificativă. În zilele următoare putem să vă spunem, în schimb, date exacte. Există. Cum traducem această creștere semnificativă, vă rog? Cred că sunt foarte mulți oameni care au ales să facă ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Să stea acasă sau recomandările pe care le-au Și atunci, auzit. În mod evident, a crescut consumul. Cu cât? Și atunci, în mod 15, 20, 50% ca să putem să ne dăm seama, să cuantificăm. La acel operator era undeva în jur de 20%. Dar e doar un singur operator. În zilele următoare o să venim cu date exacte. Mai am o curiozitate, domnule Grindeanu. Bun, trecem de site-urile care au, cred că fiecare a înțeles care sunt nu limitele cenzurii, ci limitele în care putem să facem jurnalism de calitate, iertați-mă, nu intru în zona în care să susțin nici cenzura, ci un anumit tip de profesionalism într-o situație de criză, dar am văzut nenumărate mesaje, am văzut nenumărate pagini de Facebook care militează fie pentru o zonă mai agresivă, pentru mesaje mai radicale, pentru informații care nu pot fi verificate. În zona asta nu prea aveți cum să interveniți sau aveți? Repet, noi punem în aplicare ce decide ministrul de intern, urmare acelei analize. Dar Facebook-ul intră în zona de website-uri care pot să fie, puteți închide pagina mea, Emma Zeicescu, dacă eu decid mâine să spun fake news de mai multe ori, în sensul că să promovez o informație care e falsă? Sigur, se poate lua legătura cu cei de la Facebook, dar nu rostul nu aceasta este ideea de portalul, de știri. Okay. Nu de pagini individuale personal. De Facebook, dar ar fi bine și aici să fim cu mintea întreagă, să zic așa. Da, eu vreau să vă mai spun ceva, dacă vă rog, permite. Vă rog. Să știți că am avut o legătură foarte bună în aceste zile cu operatorii care și-au arătat disponibilitatea de a contribui.